Ce s-ar întâmpla în momentul în care exista o confruntare militară nucleară? Care ar fi pagubele? Această simulare nu este făcută de oricine. Ne va spune Cristi de cine e făcută. Te rog, Cristi. Da, Mihai, bine v-am regăsit. Încă de la începutul războiului, NATO a efectuat mai multe simulări referitoare la cum evoluează lucrurile pe front, inclusiv simulări ale unor atacuri nucleare. Experții vorbesc despre aceste simulări, care însă nu sunt date publicității, fiind considerate secrete strategice. Un eventual conflict nuclear planetar a fost însă simulat și de specialiștii în securitate globală de la Universitatea Princeton din Statele Unite, care ne arată într-o grafică tulburătoare, Mihai, ce ar însemna un război nuclear între Statele Unite și Rusia. Repet, vorbim de o simulare. O simulare care începe în contextul escaladării unui război cu arme convenționale. Rusia lansează o rachetă nucleară în semn de avertisment de la o bază militară de lângă orașul Kaliningrad, iar NATO răspunde cu un singur atac nuclear tactic purtat din aer. Haideți să vedem și videoul cum ar arăta un astfel de eveniment. Vorbim de o rachetă lansată din zona rusească spre Europa, cu o explozie nucleară undeva la granița între Germania și Austria. Mai departe, NATO răspunde similar, un singur atac strategic din partea NATO către partea de est a Rusiei. Odată trecută bariera primelor atacuri nucleare, începe războiul în Europa. Rusia trimite 300 de focoase nucleare cu avioanele sau cu rachetele pentru a lovi bazele NATO. La rândul său, NATO răspunde cu 180 de focoase nucleare lansate din avioane. Victime imediate, 2,6 milioane de persoane în 3 ore. 2,6 milioane de victime în primele 3 ore. Vedem și video al acestui al doilea scenariu. Lansări 300 de rachete nucleare dinspre Rusia către ceea ce înseamnă Europa. Și mai departe, NATO răspunde, spuneam, cu 180 de rachete. Aceasta este simularea făcută de cei de la Princeton, din Statele Unite, atacul dinspre Rusia către Europa și mai departe, ofensiva pornită de NATO, vedem 180 de rachete, avioane purtătoare de rachete nucleare și începe războiul nuclear. Vorbim de un scenariu, cel mai rău scenariu posibil, pe care nu ar trebui să-l vedem vreodată pus în realitate. Mai există un pas în acest scenariu. Cu Europa distrusă, NATO lansează atacuri nucleare din Statele Unite și de pe submarinele poziționate în mările și în oceanele lumii către forțele nucleare rusești. La rândul său, armata rusă, ce mai rămâne din ea, răspunde cu rachete lansate din buncăre, submarine, vehicule terestre, ce mai are. Victime imediate, în primele 45 de minute al acestui scenariu, 3,4 milioane de persoane în doar 45 de minute. În total, și o să vedeți imediat, care ar fi numărul total al victimelor în primele zile ale acestui război nuclear mondial. Vedem imediat și video ce ar însemna această ultimă etapă, să spunem, când toată lumea aruncă cu tot ce are. Dinspre Statele Unite aruncate focoase nucleare, 600, și din submarinele aflate în zona asiatică, la fel Rusia, bazele care rămân, buncărele, știm foarte bine că vorbim de sute de buncăre în Rusia, la fel se aruncă cu rachete tot arsenalul nuclear, sfârșitul lumii. Mihai, nu trebuie să ne panicăm, dar trebuie să știm, trebuie să cunoaștem ce ar însemna un război nuclear. Vorbim de cel mai rău scenariu în acest caz, un scenariu gândit de cei de la Universitatea Princeton, un scenariu pe care și NATO îl are în calculele sale, însă, pentru moment, vorbim doar de război strategic și de un eventual răspuns la ceea ce face Rusia, poate în Marea Neagră, poate în Oceanul Arctic, acest test nuclear. Vorbeam total victime în urma acestui război nuclear, victime imediate, 90 de milioane de oameni, Statele Unite, Europa și Rusia. Mulțumesc foarte mult, Cristi. Princeton, o universitate, una dintre cele mai prestigioase din lume, face această simulare. Știți care este avantajul ei? Nu cred că se va ajunge niciodată acolo, dar știți care este avantajul? Avantajul că aceste simulări, acest gen de informații nu ajung doar la noi sau la cei de la Princeton.
Și ele ajung inclusiv la ruși, ajung inclusiv la armata rusă care înțelege că ar fi pericolul. În momentul în care înțelegi că, de fapt, riposta, contraatacul din partea NATO ar aduce pagube inimaginabile pentru ruși, te gândești de 1000 de ori înainte să